Între 1968 și 1972, America a lansat 9 misiuni umane pe lună, dintre care 6 au atins cu succes suprafața ei, permițând unor 12 bărbați să meargă pe suprafața lunară. Următorul program al explorării lunii de către NASA, numit Artemis, are sarcina de a merge pe lună, de a crea o prezență umană pe termen lung, pe și în jurul ei, și de a se pregăti astfel pentru misiuni umane tot mai complexe pe Marte. Pe scurt, tot ce trebuie să putem face pe Marte, trebuie mai întâi să facem pe Lună. Deci cum va arăta o misiune Artemis? Totul este proiectat și testat având în vedere cel mai important lucru. Siguranța astronauților. Acesta este spațiul lor, pe nava spațială numită Orion, construită din trei părți. Modulul echipajului, unde vor trăi și vor lucra până la 4 astronauți, modulul de serviciu, cu sisteme de susținere a vieții pentru echipaj și rezervele proprii de motorină și combustibil, și un sistem de anulare a lansării cu motoare capabile să decupleze modulul echipajului în siguranță în timpul lansării, în cazul în care ceva nu merge bine. Pentru a îndeplini sarcina de lansare a echipajului și a încărcăturilor grele, NASA construiește sistemul de lansare spațială, care cuprinde o magazie de marfă, un rezervor superior tip rachetă, un imens rezervor central tip rachetă și două rachete cu combustibil solid pentru amplificarea vitezei. Aceasta este cea mai puternică rachetă din lume, depășind astfel legendara Saturn V din epoca misiunilor Apollo. Așezată pe platforma de lansare, întreaga rachetă, complet alimentată, cântărește aproximativ 2.721.554 de kilograme, dintre care 2.358.680 de kilograme este doar combustibilul. Toate cele patru motoare RS-25 și cele două amplificatoare prin viață, propulsând echipajul în sus. La 2 minute după aprindere, amplificatoarele solide sunt epuizate și eliberate. La 8 minute după lansare și rezervorul central este epuizat și eliberat. Rezervorul superior se aprinde scurt, plasându-l pe Orion pe o orbită de parcare în jurul Pământului. Aici echipajul reconfigurează nava spațială și verifică sistemele pentru a confirma că totul este pregătit pentru călătoria în adâncul spațiului. Primind permisiunea de la controlul misiunii, echipajul reaprinde racheta superioară pentru a părăsi orbita Pământului. Momentul exact al acestei manevre este esențial pentru a se atinge o viteză prin care se poate scăpa de atracția gravitațională a Pământului, pentru a pune pe Orion pe un curs care va intersecta Luna câteva zile mai târziu. Odată ce arderea este completă, modulul superior este abandonat și echipajul de la bordul navei Orion înaintează timp de câteva zile spre Lună. Apropiindu-ne de Lună, vedem diferențele fundamentale dintre Artemis și Apollo. Orion nu are ca scop să servească drept modul de comandă lunar exterior sau să conțină alt modul pentru aterizarea lunară. Misiunile Artemis vor profita de o abordare diferită. Pregătirea în avans. Tot ce este necesar pentru misiunile lunare va fi poziționat în avans de către parteneri comerciali și internaționali. Acest lucru include roveruri, echipament pentru experimente științifice și sisteme de întreținere a vieții, dar include și o stație spațială lunară aflată pe orbita Lunii, numită Gateway. Pe stație se poate pregăti un modul de aselenizare, stația devenind și un releu de comunicații cu Pământul. Conceput pentru viitor, Gateway-ul poate fi extins pe măsură ce se dezvoltă noi misiuni și parteneriate, permițând mai multe misiuni umane pe lună în același timp și permițând efectuarea experimentelor științifice între misiunile umane. Stația Gateway este de asemenea capabilă să-și regleze orbita pentru a permite accesul la fiecare parte a lunii, lucru pe care misiunile Apollo nu l-au putut face. Dar adevărata cheie a acestei abordări este plasarea stației Gateway pe o orbită eliptică pentru a repeta și perfecționa manevrele necesare pentru misiunile de pe Marte. Odată cu noile obiective spațiale, Gateway va deveni hub-ul ideal între Pământ și restul Universului. Revenind la nava noastră, în timp ce se apropie de Gateway, Orion trebuie să se înscrie în orbita eliptică a stației pentru a andoca cu succes. Odată ajungi la bord, membrii echipajului preselectați se transferă pe modulul de aselenizare, în timp ce restul echipajului rămâne în stație. Sistemul de aselenizare este construit având în minte trei etape: coborârea de pe orbita eliptică până la orbita lunară joasă, coborârea de la orbita lunară joasă la suprafața Lunii și, odată ce misiunea lunară este finalizată, lansarea de pe suprafața Lunii și zborul înapoi către stația lunară. Odată reveniți la bordul navei spațiale Orion, se va realiza decuplarea de Gateway, echipajul pornind scurt motoarele pentru a ieși din orbita eliptică și apoi iarăși pentru a propulsa nava spațială în jurul Lunii, folosindu-se de gravitația ei, astfel plasând nava pe o traiectorie de mai multe zile înapoi spre Pământ.
Pe măsură ce se apropie de sfârșitul acestei călătorii, modulul de serviciu este eliberat, iar modulul echipajului este orientat cu scutul termic spre Pământ. Intrând în atmosfera Pământului cu 40.233 de km pe oră, frecarea aerului încetinește considerabil naveta, supunând-o de asemenea la temperaturi de aproximativ 2760 de grade Celsius. O serie de parașute speciale sunt eliberate, încetinind nava până la 30 de km pe oră înainte de impactul cu apa. Cu fiecare misiune reușită, Artemis permite următorilor astronauți să exploreze Luna și demonstrează că împreună suntem gata să mergem mai departe.